Viorica Dencil, zguduit de tragedia din Cehia unde mai mulți români au murit, am aflat cu durere despre accident. Premierul Viorica Dencil a transmis, vineri, un mesaj în care sublinierea îi exprim compasiunea, sublinierea îi solidaritatea cu familiile românilor morți în accidentul de la uzina chimic din Cehia. Viorica Dencil a precizat ce se află în permanent legături cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a se asigura ce se oferă ajutorul necesar. Am aflat cu durere despre accidentul produs la o uzină chimic din Cehia, în urma căruia i-au pierdut via a mai multe persoane, între care și cetățenii români. Transmit întreaga mea compasiune și solidaritate familiilor îndurerate. Sunt în permanent legături cu Ministerul Afacerilor Externe, care a luat imediat toate măsurile de urgenie, a făcut toate demersurile necesare pentru ca familiile victimelor, cetățenilor români, să primească asistența consular de care au nevoie, este mesajul premierului.